Bine ați venit la această conferință de presă pe care o organizez de aici, din Parlamentul European. Din păcate, tot în online, rămânem în continuare cu toții sub auspiciile acestei crize care ne ține departe unii de alții și iată că un an mai târziu, după ce am preluat acest rol foarte important pentru mine de raportor pentru Republica Moldova, încă nu am reușit să ajung la Chișinău în această calitate. În această săptămână s-a întâmplat, cred eu, un lucru foarte important pentru relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și acesta este și motivul principal pentru care am organizat această conferință de presă, și anume prezentarea raportului privind acordul de asociere între Moldova și Uniunea Europeană și votul pe acest raport în plenul Parlamentului European, vot care s-a încheiat și care e confirmat a fi un vot pozitiv. Deci raportul a fost adoptat. În urmă cu aproape exact un an preluam această funcție de raportor permanent al Parlamentului European pentru acest mandat în ceea ce privește relația dintre Uniune și Republica Moldova și acordul de asociere. Un an care s-a dovedit a fi plin de provocări, atât la nivel politic, schimbări de guvern, împrumutul cu Rusia, tranșele din asistența macrofinanciară, dar poate mai important decât oricare din aceste provocări e cea legată de criza COVID. E importantă pentru că ea afectează viețile cetățenilor moldoveni, la fel cum afectează de altfel viețile cetățenilor europeni și în întreaga lume. Cumva, această criză a făcut ca toate celelalte măsuri, toate celelalte dosare importante în ceea ce privește relația dintre Moldova și Uniunea Europeană să fie citite în cheia asistenței necesare pentru a lupta împotriva COVID și acest lucru și-a lăsat amprenta asupra evoluției din ultimele 6-8 luni inevitabil. Un alt lucru și câteva elemente pe care vreau să le răspundeți pe raport, înainte de a vă da ocazia să puneți întrebări, dacă aveți întrebări precise, ține de modul în care eu am vrut să construiesc acest raport și cumva secvența de timp în care el a fost pregătit și prezentat în această săptămână. El a fost adoptat acum, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale. Nu a fost aceasta intenția noastră, dar calendarul a fost de așa natură. Ceea ce eu nu-mi doresc, și vreau să spun asta foarte, foarte clar de la bun început, este să fie instrumentalizat acest raport în competiția politică democratică de la Chișinău. Deci mi-aș dori ca tot ce ține de relația Moldovei cu Europa să fie tratat cu maximă seriozitate, cu obiectivitate, fără a fi, cum spuneam, instrumentalizat acest raport și elementele care rezidă din el în campania electorală. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că de la bun început, de la momentul pregătirii acestui raport, intenția mea ca raportor a fost să mă asigur că este un raport echilibrat. Un raport care se bazeze pe elemente concrete, pe fapte, pe cifre, pe chestiuni care țin de evoluția dosarelor importante, relația dintre Uniune și Europa. Așa fel încât să, din nou, acest raport să nu poată fi tras în disputele politice de la Chișinău. Mi-am dorit cu asta foarte mult și eu sunt convins că acest echilibru intern în raport, reieșit și în urma dezbaterilor cu celelalte grupuri politice, a amendamentelor și a compromisurilor obținute în timpul negocierilor, cum spuneam, eu sunt convins că acest echilibru a fost găsit. Nu voi intra în prezentarea detaliată a raportului, sunt convins că l-ați văzut, că l-ați citit. Mai degrabă aș vrea să vă las pe dumneavoastră să puneți întrebări și să mă ghidați în direcțiile pe care vreți să le luăm în această discuție.
rugămintea din nou, din punct de vedere tehnic și a organizării acestei conferințe, este să ridicați mâinile în funcția Zoom pentru a vă vedea intenția de a pune o întrebare și apoi eu voi da cuvântul. Nu sunt întrebări? Octavian, cred că are o întrebare, dar n-a ridicat mâna. Ridicând camera. Da, vă rog. Văd o mână de la doamna Ludmila Barbă. Vă rog, vă ascult. Dan, trebuie să-i dai un mute, că nu poți să-și dea singur. Bună seara! Domnul Rache, recent ați declarat că Moldova a înregistrat totuși anumite progrese în reforme. Aș dori să vă rog să nominalizați care anume sunt acele progrese, ori opinia experților independenți din Moldova și a unei părți a mass media este cu totul alta. Deci... Uneori s-ar putea interpreta acest lucru ca duble standarde. Ce spuneți și cum comentați dumneavoastră? Da, eu am spus-o mereu pentru cei care mi-au urmărit declarațiile în ceea ce privește parcursul Moldovei pe agenda reformelor. Am spus-o mereu că reformele acestea, în primul rând, trebuie văzute ca un lucru necesar pentru societatea și cetățenii Moldovei, mai mult decât pentru ceea ce așteaptă sau nu așteaptă Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional sau altceva. Și rămân în continuare consecvent pe această opinie. Reformele sunt pentru moldoveni și pentru Moldova mai mult decât sunt pentru oricine altcineva. Doi. Aceste reforme au făcut parte, de la bun început, din lista de condiționări pe care Uniunea și, în general, partenerii internaționali ai Republicii Moldova le-au pus acolo în balanța asistenței financiare pe care fie Uniunea, fie FMI le acorda Moldovei. Și de ce? Pentru a stimula în continuare această agendă de reforme, pentru a determina cât se poate actorii politici și instituționali de la Chișinău să facă ceea ce trebuie și să mențină acest ritm al reformei. A fost el ritmul acesta suficient și satisfăcător? Nu. Și asta o spun cât se poate de apăsat și de hotărât. Nu a fost satisfăcător, pentru că dacă era satisfăcător, nu ajungeam în al 25-lea ceas cu sufletul la gură să ne bucurăm că a fost accesată tranșa a doua, și am fi avut această tranșă a doua accesată de acum câțiva ani și ne-am fi bucurat că reușim să accesăm și tranșa a treia. Trebuie să nu uităm că s-au pierdut 40 de milioane de euro, 40 de milioane care cred că ar fi fost foarte folositor Moldovei în aceste momente dificile și care s-au pierdut tocmai pentru că ritmul reformelor nu a fost menținut. Și o perioadă lungă de timp, de la momentul semnării acordului pentru asistența macrofinanciară și până la momentul expirării lui, a fost suficient de mult timp și o bună perioadă care a fost pierdută. Deci nu sunt mulțumit cu felul în care, și nu e o chestiune să fiu eu personal mulțumit, ci la nivelul Uniunii, să spun, atmosfera generală este că Moldova a întârziat aceste reforme. Ceea ce eu am spus în contextul condiționalităților de care depindea tranșa a doua, și din nou am spus-o nu eu ca opinie personală, ci am spus-o preluând concluziile, observațiile și concluziile experților Comisiei Europene și ai Serviciului de Acțiune Externă, cei care au urmărit și aveau căderea să urmărească la nivel tehnic de expertiză îndeplinirea celor condiționalități, că ele au fost considerate ca fiind îndeplinite, ceea ce a dus la eliberarea tranșa a doua, cum spuneam, în al 25-lea ceas.
Deci cam aici stăm cu reformele. Dacă vreți câteva exemple concrete la nivel tehnic, le știți foarte bine din vară, închiderea dosarului cu schema de vize pentru cetățenie versus investiții, cei câțiva pași făcuți în ceea ce privește curățarea, să spun, cadrului și serviciilor financiare, fiscale, câteva din reformele necesare în zona justiției, acea lege chinuită privind ONG-urile care până la urmă a trecut cu ciu cu vai prin Parlament. Deci cam tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat pe ultim moment, s-a întâmplat cu greu, ceea ce a pus întotdeauna un semn de întrebare în ceea ce privește, să spun eu, voința politică autorităților de la Chișinău, politice, autorităților politice și a forțelor politice de la Chișinău, voința lor reală pentru aceste reforme. Și nu vreau să mă repet, cum spuneam, dacă ne uităm la întreg calendarul, la întreg parcursul acestei agende de reforme în ultimii ani, de la momentul semnării acordului, întârzierile au fost foarte, foarte mari. Doamna Lucia Vieră. Da, întrebarea noastră este următoarea. Derapajele democratice întreprinse de președintele moldovean Igor Dodon ar putea pune în pericol regimul liberalizat de vize. Care este opinia dumneavoastră? Revin la ce spuneam la început în introducere. Încerc, cel puțin acum, în aceste câteva săptămâni, ca toate declarațiile politice pe care să le fac într-o notă de echidistanță politică, în așa fel încât să nu fiu tras în dezbaterea politică de la Chișinău. Este un moment electoral, suntem în campanie electorală și nu aș vrea, nu neapărat eu personal, ci Parlamentul European pe care îl reprezint în acest context, să fie tras în dezbaterea politică. Deci nu voi comenta un candidat sau altul la alegerile prezidențiale. Dar voi spune un lucru. Cei care conduc soarta Republicii Moldova, de la nivel de președinte, de la nivelul guvernului, poartă responsabilitatea întreagă pentru ceea ce face Republica Moldova ca stat. Pentru împrumuturile pe care le contractă sau le contractă, pentru modul în care deplinesc sau nu deplinesc condiționalități, pentru modul în care se raportează la partenerii externi, că sunt ei europeni, transatlantici, la est sau la vest, la nord sau la sud, nu contează. Republica Moldova este reprezentată de acești actori politici. Ceea ce se întâmplă în ceea ce privește angajamentele politice pe care își ia Moldova, inclusiv cel privind liberalizarea vizelor, și sunt convins că știți foarte bine acel moment fericit pentru Moldova și pentru moldoveni, un moment care a recunoscut eforturile făcute până atunci de Republica Moldova și de cetățenii săi. Modul în care angajamentele în cadrul acelui proces sunt sau nu sunt menținute depinde tot de cei care la acest moment guvernează, au puterea în Republica Moldova. Iar la acest moment, guvernul actual, susținut de actualul președinte, sunt cei care dețin puterea și atunci dețin și responsabilitatea politică pentru ceea ce Republica Moldova face sau nu face. Eu sper să nu se piardă acest beneficiu major pe care Republica Moldova îl are din acordul de asociere și din relația privilegiată cu Uniunea Europeană. Știm cu toții cât înseamnă libertatea sa de mișcare, chiar și acum, cu toate provocările create de criza medicală, de criza COVID, chiar și așa, chiar și acum, faptul că cetățenii moldoveni pot circula liber în Europa, e un lucru mare. Înseamnă foarte mult pentru ei. Și atunci, cu atât mai mult, responsabilitatea guvernului, a președintelui, este să se asigure că această libertate câștigată prin munca și chinul cetățenilor, pentru că, până la urmă, ei întotdeauna plătesc toate facturile și politice, și economice, și sociale, deci prin efortul lor și al societății, în final, s-a obținut această libertate care nu poate fi periclitată niciun fel. Doamna Francesca Gândea.
Da, deci, domnul Todorache, cum vi se pare campania electorală din Moldova pentru funcția de președinte? Există vreo îngrijorare în legătură cu încălcările care se comit? Cum ar fi utilizarea resurselor publice de către anumiți candidați? Mulțumesc! Da, e o chestiune foarte serioasă aceasta. E o chestiune foarte serioasă la Moldova, e o chestiune serioasă peste tot și o observăm, din păcate, din ce în ce mai mult și în unele state europene. Direcționarea resurselor publice ale oricărei autorități, locale sau centrale, în avantajul unui sau unor candidați, este împotriva legii. E foarte simplu. Nu mai spunem că este împotriva unor standarde minime civice, morale, politice, în ceea ce privește desfășurarea unei competiții politice. Nu spun cine o face, nu sunt eu în măsură să dau astfel de verdicte, spun doar că, în principiu, acest lucru nu poate fi făcut. Dacă vă uitați în raport, noi atragem atenția la nivelul Parlamentului și a fost o discuție foarte lungă și serioasă pe care am avut-o la nivelul grupurilor politice, în ceea ce privește modul în care această campanie pentru prezidențiale se va desfășura, ea este un test. Nu știu dacă ați urmărit și declarațiile înaltului reprezentant Borel de acum două zile din plen, atunci când am prezentat raportul. El a folosit chiar acest termen și anume că aceste alegeri sunt un test al democrației. Al democrației și al angajamentului politic pe care Moldova și l-a luat față de valorile europene. Și aș îndrăzni să spun valorile universale democratice. Aici vorbim nu doar de felul în care sunt utilizate resursele publice în campanie sau nu sunt. Vorbim aici de liberul acces la presă, la canale media, la prezentarea publică pe care fiecare candidat are dreptul să o facă în condiții de egalitate și de acces egal și liber la resursele de prezentare și de campanie. Vorbim de modul în care sunt sau nu sunt controlate anumite canale de comunicare de către forțe politice și, în general, de cadrul echidistant de competiție în această campanie electorală. E foarte important și revin acum la ce spuneam înainte, apropo de cei care poartă responsabilitatea aceasta. Întotdeauna cei care sunt la putere și cei care sunt responsabili de organizarea alegerilor și a cadrului în care se desfășoară alegerile, sunt și responsabili de corectitudinea organizărilor și de corectitudinea rezultatelor obținute. Spun asta înțelegând foarte bine ce spun. Am fost și eu ministru de interne, am organizat alegeri, știu foarte bine ce înseamnă lucrul ăsta, știu foarte bine ce înseamnă responsabilitatea organizărilor față de cei care concurează în acea campanie electorală. Și eu asta îmi doresc și sper din tot sufletul ca guvernul și președintele, pentru că, din nou, ei sunt responsabili acum pentru ceea ce se întâmplă și pentru cum sunt organizate alegerile, sper că înțeleg că, dincolo de interesul de a câștiga aceste alegeri, pe care sunt convins că fiecare candidat în această cursă îl are, dincolo de acest interes, există un alt interes mult mai mare, și anume interesul societății moldovenești și a Republicii Moldova de a se menține pe calea funcționării democratice a instituțiilor sale, și asta înseamnă alegerile. Vor fi observatori din partea OSCE, din ce înțeleg, și asta e foarte bine. Sper să ajungem în seara alegerilor cu concluzia generală că au fost niște alegeri corecte. Este suficient să ne uităm în jurul nostru. Nu e un context foarte ușor la nivel european și mondial. Sper că Moldova înțelege cât de important este ca aceste alegeri să fie unele corecte. Doamna Barbara. Domnul Constantin Uzdriș. E la... Vă rog, domnul Uzdriș. Nu vă auzim, deși nu sunteți pe mute. Acum vă și vedem? Da, vă auzim.
Vă rog, Lada. Alo, mă auziți? Da. Da, acum da. Domnule Tudorache, eu am de fapt trei întrebări. Prima este ceea ce ține de partea financiară. Dacă Republica Moldova este într-o criză economică, avem un deficit bugetar foarte mare, provocat și de criza COVID, dacă la moment se discută sau se negociază careva proiecte de asistență pentru Republica Moldova, legat inclusiv de acest subiect, dacă aveți un calendar de reforme despre care discutați la moment cu omologii și cu colegii dumneavoastră de la Chișinău. Și a treia întrebare este cum vede Bruselul aceste situații din ultima perioadă cu răpirea cetățenilor Republicii Moldova de către regimul separatist de la Tiraspol și dacă Uniunea Europeană sau nu vă gândiți la careva acțiuni, cum ar fi sancțiuni față de exponenții Tiraspol. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc și eu pentru întrebări. Criza economică și deficitul bugetar ne preocupă foarte mult. Moldova este printre cele mai afectate țări europene la acest moment de criza COVID, inclusiv la nivel uman, la nivel sanitar, dar dincolo de asta, foarte preocupantă este criza economică. Moldova are în acest moment, din păcate și alte state europene sunt într-o situație similară, dar nu la nivelul Moldovei. Are un deficit care se acumulează și devine din ce în ce mai greu de recuperat. De aceea e într-adevăr esențial ca partenerii Moldovei, și asta înseamnă Uniunea Europeană, la fel și Fondul Monetar Internațional, să poată interveni în sprijinul Moldovei când și dacă va fi nevoie. Când și dacă va fi nevoie depinde, bineînțeles, în primul rând de guvernul Moldovei. Guvernul Moldovei este cel care poartă această responsabilitate și care trebuie să avanseze în aceste discuții de acordarea acestei asistențe. Pe partea Uniunii și a fondului, sunt convins, nu pot să vorbesc numele fondului monetar, dar sunt convins că pe partea Uniunii, deschiderea de a da asistență e acolo. Bineînțeles, venind la pachet, așa cum am făcut întotdeauna, cu așteptarea că, în ceea ce privește reformele structurale necesare pe care Moldova trebuie să le ia și care duc inclusiv la sănătatea bugetară, să spun, a unei țări, dincolo de efectele crizei acestea pe care nu le putea prevedea nimeni acum când, acele reforme trebuie să se întâmple. Din ce nu suntem noi la nivelul Parlamentului European cei care negociem cu guvernul de la Chișinău condițiile de finanțare, nici măcar pentru acordarea tranșelor din cele 100 de milioane adoptate acum câteva luni. Știu că s-au discutat și acolo anumite condiționalități, cele care țin de aceeași reforme pe care le așteptăm deja de câțiva ani. Și dincolo de acest cadru financiar, cele 100 de milioane, din păcate eu cred că vom ajunge din nou destul de curând să fie nevoie de mai mult și atunci, cum spuneam, dacă guvernul de la Chișinău se adresează cu astfel de solicitare, eu unul din perspectiva Parlamentului European și cu tot ce pot să susțin de aici o voi face. Răpirea cetățenilor moldoveni de către regimul de la Tiraspol. Am văzut și eu mai multe știri, nu am alte date decât ceea ce am văzut în presă. Sunt și eu la fel de îngrijorat, așa cum sunt convins că sunteți și dumneavoastră și cum e societatea, întreaga societate civilă din Moldova. Sper că și autoritățile sunt la fel de preocupate și că fac demersurile necesare cu autoritățile de la Tiraspol pentru a se asigura că cetățenii moldoveni răpiți sunt găsiți cât mai repede și se întorc înapoi acasă. Dincolo de asta, aceste cazuri nu fac decât să ne reamintească că acolo există un conflict înghețat, există o situație de drept internațional nerezolvată, neînchisă, așa cum din păcate în regiune mai sunt multe, un conflict și o situație de drept internațional care trebuie și ele să-și găsească rezolvarea tot
în cadrul internațional, așa cum noi la nivelul Uniunii Europene am solicitat-o mereu. Deci, în primul rând, în astfel de situații trebuie foarte mult calm, foarte multă înțelepciune în felul în care aceste discuții, dacă ele se poartă între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, astfel de înțelepciune și de calm sunt necesare. Dar sper că se fac și cu toată determinarea, pentru că astfel de semnale și astfel de situații nu pot fi tolerate, ele riscă de multe ori să escaladeze. Doamna Barbă și doamna Gândea, mai văd cu mâna sus. Deci, domnul Tudorache, probabil că ați aflat sau ați citit că ministrul de externe al Federației Rusie a declarat că Statele Unite ar pregăti o revoluție color în Republica Moldova în perioada post-electorală. Din câte cunosc eu, poate eu nu sunt suficient de informată, dar deocamdată n-a urmat un răspuns din partea Statelor Unite. În schimb, a fost anunțat apariția sau fondarea unui nou partid care ar merge pe moldovenizare, pe antioccidentalism, etc. Întrebarea mea este dacă Uniunea Europeană va examina alegerile în Republica Moldova doar în context de respectarea a legislației sau va urmări evoluția evenimentelor și sub aspect de situație geopolitică și implicarea factorilor externi. Mulțumesc! Haideți să luăm situațiile pe rând. În primul rând, declarațiile de la Moscova. Declarațiile de la Moscova, din păcate, nu fac decât să confirme ceea ce Moscova face deja de an bun, și anume să împrăștie dezinformare, și nu doar în Moldova sau ceea ce împrăște Moldova, ci la nivel european și global. Rusia este probabil actorul numărul unu în ceea ce privește acest război al fake news-ului și dezinformării. Aș îndrăzi să spun că aproape l-au inventat și l-au perfecționat utilizând tehnologia digitală. Și din nou, această declarație nu face decât să continue această, din păcate, tristă tradiție pe care Moscova a început-o, intervenind fără să aibă vreo cădere, vreun drept în diverse procese democratice electorale peste tot în lume. Faptul că nu a fost un răspuns din partea Statelor Unite nu mă surprinde la o asemenea afirmație și la o asemenea provocare. Cel mai bine este să răspunzi, pentru că nu ai ce spune, este atât de exagerat. Doi. Faptul că apar forțe politice noi pe scena politică din Moldova, unele din ele cu discurs antioccidental, antieuropean, din păcate și asta este o tendință pe care o observăm nu doar în Moldova, ci și în alte părți. De multe ori astfel de partide sunt finanțate de Moscova, un lucru de altfel dovedit în mai multe părți, și în Franța, și în Marea Britanie, și în alte locuri, și în Italia, și în alte colțuri ale Europei. Nu știu despre ce partid e vorba sau la care faceți referire în Republica Moldova și, din nou, fără date, nu pot să spun dacă este cazul acolo sau nu. Spun doar că astfel de situații, din păcate, apar în multe părți din Europa și, cum spuneam, multe din ele sunt cu finanțare rusească. Acum, dincolo de asta, mă întrebați dacă la nivelul Uniunii, a instituțiilor europene, situația din Moldova este monitorizată nu doar din prisma corectitudinii alegerilor, și din perspectivă geopolitică. Eu vreau să nu amestecăm cele două lucruri. Bineînțeles că relația dintre Uniune și Republica Moldova are întotdeauna o componentă, orice relație externă a Uniunii Europene către orice partener al său în vecinătatea estică, sudică sau dincolo de aceste vecinătăți, întotdeauna există o componentă strategică geopolitică, pentru că politica externă în general este despre strategie și geopolitică.
Însă procesul democratic al alegerilor și geopolitica nu se amestecă. Preocuparea noastră la acest moment este ca, mă repet acum, spun ce am spus și înainte, preocuparea noastră este ca aceste alegeri să fie libere. Să fie libere, să fie corecte, să fie organizate cât mai echidistant posibil, cu acces liber și egal pentru toți competitorii politici. Asta este ceea ce Uniunea așteaptă de la Republica Moldova acum. Indiferent cine câștigă, indiferent de geopolitică sau strategie, din nou, Republica Moldova trebuie să-și demonstreze maturitatea politică și maturitatea democrației sale, organizând alegeri corecte. În așa fel încât oricine câștigă aceste alegeri să aibă legitimitatea mandatului pe care îl exercită. Foarte importantă această legitimitate în contextul dificil economic, vorbeam înainte, prin care Moldova va trece. Și a reformelor pe care va trebui să le continue și a redresării economice pe care va trebui să o gestioneze împreună cu guvernul după ce această criză va trece. Deci, aceste alegeri trebuie să legitimeze viitorul președinte în așa fel încât să nu urmeze o altă criză politică. Moldova a avut destule în ultimii ani, nu mai are nevoie de încă una. Și, cum spuneam, pentru Uniunea Europeană, acesta este cel mai important lucru. Doamna Francesca Gândea. La ce anume vor atrage atenția observatorii UE la scrutinul din 1 noiembrie? Care sunt cele mai mari îngrijorări? Totodată, cum vedeți relația Republica Moldova-Uniunea Europeană după alegerile în cazul în care va câștiga un candidat care promovează o politică de dreapta sau în cazul în care câștigă un candidat de stânga? Ce se va întâmpla cu finanțarea țării noastre într-un caz și în altul? Mulțumesc. Cred să încep cu ultima întrebare și din nou vreau să spun lucruri să fie foarte, foarte limpede, sper eu. Din nou, pe noi nu ne interesează orientarea ideologică sau politică a candidatului care va ieși câștigător din acest scrutin prezidențial. Că urmează o politică de dreapta, că urmează o politică de centru, că urmează o politică de stânga. Din nou, ideologia este mai puțin importantă. Și asta este o chestiune pe care o decide electoratul moldovean. Electoratul moldovean trebuie să fie singurul, repet, singurul, care să decidă cine și cu ce orientare ideologică va conduce Moldova din poziția de președinte. Nu suntem nici noi, la nivelul Uniunii, nimeni altcineva din afara Moldovei, care trebuie să aibă o astfel de preocupare, preferință sau să-și ghideze poziționarea politică și de acum, înainte de alegeri și de după alegeri, în funcție de acest lucru. Câtă vreme alegerile sunt organizate corect, rezultatul este un rezultat legitim. Iar Uniunea Europeană și instituțiile sale se vor angaja cu toată buna credință și cu toată energia în a lucra cât se poate de corect și de asumat cu acel viitor președinte al Moldovei, cum spuneam, indiferent de ideologia sa, important este să fi câștigat și să aibă legitimitatea unor alegeri corecte, bine organizate. Legat de asistența financiară, același lucru. Asistența financiară, ritmul în care ea va fi accesibilă Moldovei, nu țin de preferințele politice ideologice pe care Europa le are față de candidatul la președinție sau cel care va câștiga președinția. Nu. Ele țin exclusiv de îndeplinirea condiționalităților, de agenda de reforme și implementarea ei, de toate aceste elemente pe care, în mod constant, noi le-am tot spus în relația cu Moldova. Și prima întrebare era dacă Uniunea, prin observatorii săi, va urmări procesul electoral și ce anume va urmări în cadrul acestei monitorizări. Din păcate, noi nu am putut, am fi trimis. Cred că știți foarte bine că și Parlamentul European are posibilitatea de a trimite misiuni de monitorizare în timpul alegerilor.
Am fi trimis cu siguranță o astfel de misiune și acum. Din păcate, criza COVID ne-a împiedicat să facem asta, însă ne vom baza, să spun, concluziile și pe observațiile și pe concluziile pe care OSCE-ul, care înțeleg va monitoriza aceste alegeri și va avea observatori la aceste alegeri, le va trage în ceea ce privește corectitudinea scrutinului. Deci ne vom uita foarte atent și la analiza observatorilor din partea societății civile, foarte importantă în orice proces electoral, în toată lumea asta. Societatea civilă este un barometru foarte important prin observatorii pe care îi au de obicei în cadrul alegerilor. Este important ca ei să aibă și ei un acces cât se poate de liber, de neîngrădit la procesul electoral, pentru că doar așa își pot forma opinii obiective cu privire la ceea ce se întâmplă. Deci ne vom uita la informațiile oficiale pe care le vom avea la dispoziție, ne vom uita la rapoartele observatorilor din partea societății civile, ne vom uita la rapoartele observatorilor din partea OSCE și compunând o imagine din toate aceste surse, la nivelul Uniunii ne vom forma și noi propriile concluzii cu privire la aceste alegeri, care, îmi repet, speranța, vor fi niște alegeri corecte și libere. Nu mai văd mâini. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult și rămân la dispoziția dumneavoastră și pentru zilele următoare, dacă mai sunt întrebări precise cu privire la raport. Mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă în continuare.